Război în Ucraina luni, 11 aprilie 2022, ora 18:19. Hotnews.ro. Statele Unite consideră că Rusia a început să-și întărească și să-și aprovizioneze trupele din Donbas, în estul Ucrainei, a declarat luni un înalt oficial american al apărării, în timp ce Ministerul Apărării al Ucrainei a spus că Moscova a acumulat deja forțele necesare pentru un nou atac asupra Donețcului și Luhanskului, relatează. Tank rusesc într-o localitate din Luhansk, Valery Melnikov, pe Sputnik, pe Profimedia Images. Oficialul american vorbește de un convoi de vehicule care se apropie de orașul ucrainean din Nord Izium. Oficialul a mai spus că există dovezi că Rusia încearcă să-și consolideze poziția la sud-vest de orașul Donețk, în primul rând cu unități de artilerie. În timp ce, potrivit oficialului american, Statele Unite nu cred însă că acesta este începutul unei noi ofensive în regiunea Donbas, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean al Apărării, Oleksandr Motuzianik, a spus că preconizează că luptele active vor începe în aceste zone în cel mai apropiat timp. Purtătorul de cuvânt ucrainean nu a precizat pe ce dovezi și-a bazat ministerul prognoza. În altă ordine de idei, oficialul american a spus că Statele Unite nu au dovezi că vreun sistem de apărare antirachetă S-300 a fost distrus de Rusia, după ce Ministerul Rus al Apărării a spus că rachete caliber lansate de pe Mare Duminică au distrus 4 sisteme S-300 care erau ascunse într-un hangar aflat la periferia orașului ucrainean de Dnipro. În acest moment se dau lupte intense în Mariupol între forțele ruse și ucrainene, în timp ce separatiștii proruși spun că au cucerit complet zona portuară a orașului strategic Mariupol, din sud-estul Ucrainei.